Bună tuturor, eu sunt Ana și fac parte din Solo. Primul serviciu complet digital de înființare și administrare a PFA-urilor din România. Iar astăzi o să vă ajut să completați declarația unică pentru cei care sunteți la normă de venit și o să vă arăt și cum să o depuneți și unde să plătiți dările. Știu că foarte mulți dintre voi o completează în această perioadă, mai ales că termenul declarației unice 25 mai 2021 se apropie. O să completăm astăzi declarația unică pentru două cazuri, un PFA simplu și un PFA care este și salariat în același timp. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să mergem pe site-ul ANAV, să descărcăm ultima variantă a declarației unice pentru anul 2021. O să vă las link în descrierea al acestui site. Mergem și descărcăm declarația, o deschidem cu Adobe și ea cam așa arată. Declarația este împărțită în două capitole, capitolul 1 și capitolul 2 iar pentru cei care sunt impozitați la normă de venit, este obligatorie completarea doar capitolului 2. Aceste capitole sunt împărțite și în secțiuni pe care o să le completăm împreună. Este important de reținut că o să vedem acest scenar roșu în anumite secțiuni. Este obligatorie completarea rubricilor care au acest scenar, nu putem să le lăsăm goale. Putem să începem, aici trebuie să trecem numele nostru din buletin. la cod de identificare fiscală, trebuie să trecem uh, CNP-ul nostru. Iar la adresă trecem adresa noastră din buletin. Și cum am spus, pentru cei care sunt impozitați la normă de venit, este obligatorie completarea doar capitolului 2. Prima secțiune care trebuie completată este secțiunea 1.2, date privind impozitul pe venit pentru cei care sunt impozitați pe baza normelor de venit o selectăm, sărim la secțiune, iar aici o să avem nevoie de certificatul de înregistrare fiscală pe care l-ați primit când v-ați înființat pe FA ul Așa arată certificatul de înregistrare fiscală. Puteți să începeți să completăm, selectăm formă de organizare individual. Aici selectez codul meu ca principal pe care îl găsesc în certificat, 6202 în cazul meu, codul ca preferat de etiști. Acum Trec adresa sediului meu pe care o găsesc tot în certificat. La număr document vedem că am primit un număr de ordine la Registrul Comerțului care arată ceva de genul F40, un număr și data la care ne-am înființat noi PFA-ul. Aici, la număr document, trebuie să punem numărul dintre aceste paranteze. Iar la dată trebuie să punem data la care ne-am înființat noi pe ul Să spunem 7, -a, 7 -a 2018 în cazul meu. La norma de venit, eu trebuie să trec norma asociată codului meu ca și asociată locului în care eu îmi desfășor activitatea. Pentru acest lucru, trebuie să intru înapoi pe site-ul ANAF și să caut normele asociate a anului 2021. O să vă pun acest link în descriere. Selectez județul în care eu am activitate, în cazul meu, municipiul București. Intru în document și îmi caut codul meu KN. 6202 îl găsesc și văd că norma mea pentru anul 2021 este de 35.000 de lei. Completez 35.000 de lei. V-am spus că vă voi prezenta două cazuri de PFA-uri astăzi, un PFA simplu care s-a înființat mai devreme de anul acesta și un PFA care este și salaria, și care s-a înființat mai devreme de anul acesta. Să începem cu PFA-ul simplu. Cei care sunt salariați pot sări direct la secțiunea dedicată lor. Trecem aici tot 35.000. La venit anual, din care venit impozabil, trecem tot 35.000. Iar aici vedem impozitul pe care îl datorăm noi. Venitul nostru net anual se compară cu plafonul de 27.600 de lei, care reprezintă 12 salarii minime pe economie. Dacă îl depășim, suntem obligați la plata contribuțiilor, iar dacă nu îl depășim, nu suntem obligați. Cum noi îl depășim, suntem obligați la plata contribuțiilor. Mergem înapoi la prima pagină, selectăm secțiunile de pensie și sănătate, sărim la secțiune. La total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de pensie. Punem venitul nostru net anual, care era de 35.000. Cum a spus, obțin venituri peste plafonul minime 27.600 de lei, iar venitul anual ales pentru plata CAS trebuie să fie de minim 27.600 de lei. Putem contribui mai mult dacă vrem. Contribuția noastră la pensie este 25% din această sumă, adică 6.900 de lei. Cam atât trebuie completat la partea de pensie. La partea de sănătate, la total venit estimat pentru cadarea ca plătitor, punem venitul nostru net, care era de 35.000 de lei, este peste plafon, deci bifez peste plafon, iar contribuția mea la sănătate este 10% din plafon, adică 2.760 de lei. Dacă mă duc mai jos, văd totalul contribuțiilor pe care le-am deplătit și taxele. Avem un ultim pas de făcut. Validăm formularul, iar acum trebuie doar să-l depunem. Acum vom completa declarația unică în cazul unui PFA care este salariat. Pentru cei care și-au completat declarația unică în cazul întâi, pot sări direct la depunerea declarației. Dacă mă întorc la documentul privind normele de venit și dau scroll down, văd că îmi pot reduce norma în mai multe situații. De exemplu, dacă sunt salariată pe un contract pe perioadă nedeterminată, la 8 ore, îmi pot reduce norma la jumătate. Astfel, asta voi face la punctul numărul 2. Suma de sus nu mai fi egală cu suma de jos, ci va fi înjumătățită. 17.500 este norma mea ajustată pentru că sunt salariată, iar la venitul net anual voi trece acea sumă. Venitul meu net anual de 17.500 de lei se compară cu plafonul de 27.600 de lei. Dacă eu fac peste, sunt obligată să plătesc contribuțiile la sănătate și pensie, iar dacă nu o fac, acestea sunt opționale. Cum în cazul meu, fac un venit net care este mai mic de 27.600 de lei, nu sunt obligată nici la plata pensiei, nici la plata sănătății. Aș putea să mă asigur opțional, dar eu pentru că sunt salariată deja contribui la pensie și deja sunt asigurată în sistemul public de sănătate. Deci cam atât trebuie să completez eu dacă sunt salariată. Dacă dau scroll, văd ce trebuie să plătesc pentru anul acesta, doar impozitul pe venitul estimat de 1750 de lei. Un ultim pas, trebuie doar să mai validez formularul, iar apoi trebuie să-l depun pe spațiul privat virtual. Depunerea declarației ce se face prin spațiul privat virtual la această adresă pe care o să vă las în descriere. Încărcăm declarația, o transmitem, iar apoi o să primim pe mail o confirmare dacă totul a fost în regulă sau dacă avem o eroare în declarație. Pentru cei care încă nu au un spațiu privat virtual, o să las un link în descriere despre cum vă puteți deschide. Știu că mulți dintre voi încă mai aveți câteva întrebări cu privire la declarația unică. Aici pe ecran am câteva dintre cele mai comune întrebări cu privire la declarație, și putem să trecem prin ele împreună. În cazul de față, pentru că ați completat doar capitolul 2 al declarației unice, care se referă la taxele pentru anul 2021, trebuie să plătiți aceste taxe până la 25 mai 2022. Pentru cei care au completat declarația unică, aceeași declarație pe care noi am completat-o astăzi, pentru anul 2020, trebuie să plătească taxele pentru 2020 până la 25 mai 2021. Le puteți plăti direct din SPV. ANAF a introdus o nouă opțiune unde vă puteți conecta la ghișeul.ro și puteți plăti acolo taxele. Dacă depuneți declarația, sunteți asigurați la sănătate din momentul depunerii până la următorul termen al declarației unice, care este 25 mai 2022. Persoanele care fac sub plafon și se asigură opțional, sunt asigurate din momentul depunerii, la fel până la 25 mai 2022. Prima secțiune a declarației unice este completată doar de PFA-urile care sunt impozitate în sistem real și numai și numai de PFA-urile care sunt la normă de venit, dar care s-au înființat în decembrie 2020. Pentru PFA-urile care s-au înființat anul acesta, veți plăti taxele puțin diferit. Să spunem că v-ați înființat PFA-ul în aprilie 2021, veți plăti doar taxele pentru intervalul aprilie-decembrie 2021 și nu pentru tot anul. De aceea taxele se calculează puțin diferit și voi posta un videoclip separat în care vă voi arăta celor care vă înființați pe ul și sunteți la normă anul acesta cum să vă calculați taxele și cum să depuneți declarația unică. Dacă mai aveți și alte întrebări cu privire la declarația unică, ne puteți scrie în comentarii, puteți intra pe site-ul nostru www.solo.ro sau puteți intra pe pagina noastră de Facebook Solo Fintech.